Datează din anul 1925 și înainte purta numele Mănăstirea Gologanu. În anul 1998, vechiul nume a fost schimbat în Mănăstirea Maicii Domnului cu Dalbi. Astăzi, așezământul monahal gălățean și-a sărbătorit hramul. Cu acest prilej a început și programul eparhial Hristos în școală, prin care 4.000 de copii cu posibilități materiale reduse primesc ghiozdane și rechizite. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie de Hram la Mănăstirea cu Dalbi. Slujba a fost săvârșită pe un podium amenajat în curtea interioară a mănăstirii. Prelungirea bucuriei începutului anului bisericesc se încununează astăzi la sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, în frumoasa grădină a ei, de la Sfânta Mănăstire de la Cudalbi. Mulțimea rugătorilor a devenit și mulțimea cultivatorilor frumuseții sufletești prin ascultarea de Domnul precum Maica Domnului, care ne cere și nouă să ascultăm mai mult de dorințele preșcolarilor, școlarilor, elevilor și studenților, cu speranță mare în ajutorul lui Dumnezeu și în atenția noastră a tuturor. Tot astăzi, 50 de copii din parohiile Călmățui, Grivița, Costache Negri, Cudalbi 1 și Cudalbi 4 au primit din partea ierarhului ghiozdane complet echipate. În luna mai s-a sfințit biserica, frumos împodobită, iar acum avem parte de o altă bucurie, fiind hramul acestei mănăstiri, mănăstire ca celelalte mănăstiri închinate Maicii Domnului, fiindcă mănăstirile sunt grădine ale Maicii Domnului. Am avut bucuria de a-L avea mijlocul nostru pe chiriarhul nostru, în alt prezențul Casian, care, ca întotdeauna, ne-a dus un cuvânt de învățătură spre folos, dar și bucuria începerii programului eparhial de oferire de rechizite pentru copii din familii defavorizate. La nivelul centrului eparhial, peste 4.000 de copii primesc rechizite. La momentul chinonicului, grupul catehetic de tineri din parohia Brătulești a interpretat pricesne și cântări închinate Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. După Sfânta Liturghie, ierarhul a oficiat un parastas pentru ctitorii și binefăcătorii mănăstirii adormiți în Domnul.